128 de centimetri. Noi plecăm. Ha? Păi, de ce nu mai stați? Ieșim la o plimbare. Hai mă, că acum punem masă. Hai mă, Florine, lasă-mă în pace. Vă întoarceți, da? Da, ne întoarcem. Bine, hai, vă aștept. Bine. Pa, pa. Ce te de unde pleacă? Vezi că dacă în capul tău acolo pleacă. Și de acolo? Că n-aveți grijă. De acolo pe unde? Hai că te plesnesc. Găbițo, hai să punem și noi masa aia. Că uite, pleacă oamenii. Și cu ce te ajut? Tu mă tot ajuți, dar acum n-ai cum să mă ajuți. Vreau să fac și-o focul. E foarte cald în casă. Dar dacă am eu plăcerea să fac focul, o să fac focul, da? Hai la bucătărie. Ce să zic? Ce faci, mă, și tu? Ce? Ce faci, mă? Ce? Ce? Ce-i, mă? Ce ți-am zis, mă, să nu mai fii așa? Îs niște garoafe, ce, Doamne iartă, m-am adus și eu niște garoafe. Ce ai? Te plezești și pe tine, dar nu te vezi. Ia auzi. Ia-l de aici. Sincer, eu dacă aș fi în locul tău, n-aș vrea să văd ce e acolo. Ce te uiți așa? Fata făcea graffiti. Dar bănuiesc că vă cunoșteați, nu? N-a lăsat în urma ei decât o cămașă, două tricouri, trei lumânări parfumate, o jachetă și o plantă. Atât? Și mânie reprimată. Doar atât. Și o pasăre. Nu nicio pasăre aici. Dați-mi voie. Extraordinar. Dați-mi voie. M-am tărit degeaba până aici. Sunt zeul focului. Ah. Mersi. Mulțumesc. Da. N-aș știu ce vrea de la viață. Eu uneori tot ce vreau de la viață e un covrig și un Pepsi. Alteori vreau mai mult decât pot să am. Și atunci mă consolez cu faptul că eu măcar știu ce vreau de la viață. De ce a murit? De inimă. Toată lumea moare. Da. Se poartă acum, nu? Era frumoasă? Era cea mai frumoasă. Și super fotogenică. Mulți fotografi celebri au vrut să facă poze cu ea. Și atunci cum de nu sunt poze prin casă cu ea? Apă pe viestea așa. Auzi? Nu știu, tu dacă ai dat de dracu și ți-ar da un interviu, nu,
cam ce l-ai întreba așa? Păi l-aș întreba în ce crede. Probabil crede foarte mult în oameni. De-aia și gândește în locul lor uneori. Sau ne nouă prea lene să gândim? Eu dacă aș fi în locul tău, nu m-aș grăbi să o judec. Că poate să ajungi și tu să fii la fel. Da, din păcate sau din fericire, nu-i nimeni în locul meu acum, nu? Da. Bine, la urma urmei, tu de ce ai fi în locul altcuiva? Și dacă ne-l cerea, ce? Crezi că l-a ascultat? În locul oricui aș fi, important e să nu rămân... Mă enervează, era foarte... O umbră. Da. De la un punct nici nu mă mai consumă. Deci n-am eu destule probleme, stau acum să o cresc și pe ea. Da. Nu cred că am înțeles. Curcubeu se vede doar din față, niciodată dintr-o parte. Dădeam cărțile pe față. Asta a zis. Da. Adică așa cred. Nu prea putem fi siguri. Dacă e să fie, e să fie. Da, pentru că în viață nu putem fi siguri niciodată, nu-i așa? Da. Nici ea n-a fost prea sigură. Și cam de asta a murit. N-am zis nimic. Credeam că a murit de inimă. Tu rămâi cu simțul. Da, de inimă nesigură. Dar și noi fraiere, fată. Când eram atunci toți paturi, aia stătea pe instaul lui și se aleva la poze cu iubitul lung. Da, mă, da, țin. Nu, nici acum. Ce cauți? Vei găsi, dar nu aici. Era toată lumea, l-a pus și pe la... Păi ce caut eu acum? Bună, mi-era și mie jenă. Este o țigară care este în buzunar unde sunt chibriturile. Da, da. Și unde e și tabachiera. Vrei? O țigară sau un chibrit? Chibrit ți-am dat deja. Nu, mersi, nu mai fumez. N-a fost mereu așa. Mai multe pentru mine atunci. Da, să știi că vei avea nevoie. Ce? Când? Hai mă... Dă-mi exemplu, ia, hai. Ca atunci când a fost, mă, la concursul ăla de graffiti. Era organizată. Era sigură pe ea. Da, când era cu noi, n-avea tentații, dragă. Când au apărut, am început să petrecem mai puțin timp împreună. Nu pot să mă plâng. Eu, dacă eram în locul ei, făceam exact la fel. Nu, tu dacă erai în locul ei, dispăreai. Nu mai știa nimeni nimic de tine. Da, foarte amuzant. Tu cine ești? Eu sunt zeul focului. Bine, aprinde și mie țigară atunci. Tu nu te uiți la tine ce căvaș ai? Tu nu te uiți la tine ce găgică ai? Opa! Nu e găgică mea. Nu vezi că nu-i mai acord atenție? Hai mă, că glumeam. Păi așa se spun lucrurile adevărate, în glumă, nu? Da, mă, bine. În fine, ideea e că putea să fie și sigură pe ea. Când voia. Se spune că atunci când mori, rămâi în acel moment pentru totdeauna. Pentru că ți-a plăcut și ți s-a părut tot părut. Cine spune asta? Nu contează. Mă întreb ce i-a plăcut ei în momentul ăla de aluneca acelui Dumnezeu. Hai, fată, ce vorbeam noi și nu te-ai dus cu discuția. Scuze, care e faza cu toată nesiguranța asta despre care se tot vorbește? Păi, era nesigură, dragă. Aveam multe tentații. Aici am înțeleg, să știi. Nu vreți să veniți și voi să ne ajutați? Cum să nu? Hai. Nu te-am mai chinuit ca numele. Așa a fost toată viața.
albastre, că astea aveam. Margo, ia, hai la pus masa. Nu o să le repare nimeni. M-a pus și masa. Fac pe bărbați. Dacă nu faci dragoste, nu ești cu alta. Ce am mult, frate? Ei, șocat. Ia, hai, hai. Auzi, tu știi să te faci chitară? Da. Ia chitara aia și hai după mine. Băi, fetițo, ești la mormântare. Alo, și tu ce faci? Treaba mea. Cum adică treaba ta? Unde duci asta? Coordonația e să se asfixieze. Ei, se asfixiază. Hai, că te-a crescut bine măta. Alo, alo, care-i faza? Bă, știu. Bă, potoliți-vă, bă. Știu de ce ești aici. Știi pe dracu. Ia uite, mă, vagabontele, dracu, ia pleacă. Știu de ce ești. Tu nu ai treabă? De ce nu plânge nimeni la mormântarea asta? Alo, liniște! Hai! Doamne, iartă-mă, nu mai nebune. Tu ai treabă la bucătărie, da? Hai. Alo, gara, și tu unde te duci? Las-o aici. În mansardă, să duc chitara asta. Băi, ar-ați plecat? Hai la treabă. Duc chitara în mansardă. Dar mai întâi îmi dai mie un foc. Potolește-te, băi, fetițo! Super, bravo! Alo, ia gura! Hai, lasă-mă! Poate te plezești și pe tine! Lasă-o în pace, că nu vrea decât atenție. Ia chitara aia și cântăm. Nu e un moment cam nepotrivit? De ce? E ziua mea. Serios? Da. La mulți ani. Mersi. Câți ani împliniți? Hai că știi și tu că vârsta e doar un număr. Mă rog, de fapt nu e ziua mea, dar cântă-mi oricum. Auzi, vină să vezi și tu că au făcut foc în șemineu. Deci ca de obicei, mă, ce zic eu și ce face el? Da, ți-am zis să nu te mai enervezi. Așa îi place lui să facă focul. Da, dragă, dar nu stăm la țară și te rog frumos să nu mai ai atât apărarea, da? Dar eu nu i-am luat apărarea. Și plus de asta trecem printr-un moment greu, nu cred că ar trebui să ne lăsăm purtați de val. Da, dar nici purtați de foc. Hai, domnule, nu mai dramatiza atâta ce ai. Eu dramatizez, ia uite cine vorbește, fă. Dar eu ce-am făcut? Nimic, hai, las-o așa. Ce ai, dragă? Nimic, hai. Vă înțeleg, mă, băiatul, e doar o pasăre. Tocmai. Că nu e doar o pasăre. Dar dacă voi aveți ochi, doar pentru ce e evident... Cum adică? Adică doar pentru chestii de suprafață. Cum adică? Are pene, are, e o pasăre. Vezi? Asta e dovadă de superficialitate. La tine mi se pare că e dovadă de nebunie, mă, băiatule. Poate. Dar eu măcar în nebunia asta mea încă mai sunt uman. Și ce vrei să zici cu asta? Dar de ce asta, mă, să atâtea păsări pe net? Asta. Asta e pasărea. Pasărea de parcă face ouăle de aur. E un simplu animal. Da, are suflet, nu neg, mi-a mâncat zilele. Dar nu rămâne decât o sclifosită cu aripi. Și în fond, ce-o face așa specială pentru tine? Unele păsări nasc din propria cenușă. Ia auzi. Și ce vrei să zici cu asta? Băi, tu vorbești serios? Auzi, hai, gata, că mă cam sperii, sincer. Gata, hai. Tu știi de ce țin oamenii păsările în colivii? Nu ca să le țină captive, ci ca să le țină destul de mult pe loc încât să înțeleagă că oricât ar fi lumea asta de mare, adevăratul spectacol e acolo, în fața lor. El, omul, întâmplându-se. Sperând că dacă deschide portița la colivia asta, pasărea nu o să vrea să zboare în altă parte. Nu m-am gândit la asta până acum. Da. Și el, omul, e cel liber. Dar pentru asta plătește, să știi. Pentru dragoste, pentru prostie, pentru tot plătește.
Și toată lumea e liberă. Ia, hai, gata. Dă-mi o țigară și cântăm la chitară. Mersi. Ia zi, cum e unul? Dacă mă vei uita. Vrei să cântăm? Ha? Mulți ani. Așa vrei? Hai mă, cântă! Taci. Nu? Toate melodiile astea. Toate filmele. Cărțile. Nu? Ne invocă aceea suferință. Doar că problema e că suferința asta nu se termină niciodată. Știi? Și dragoste, ce e dragostea? Ia zi. Hm? Un căcat. Ascultă, da. Dragostea pur și simplu nu merge pentru noi oamenii. Dar noi încercăm și încercăm și încercăm. Doar că încercăm degeaba. Vino încoa. Tu să taci. Vino încoa. Nu, tu să taci. Ia uite. Tu să taci. Ia uite, vezi? Tu să taci. Te-am rugat un singur lucru, Florine. Și eu te-am rugat mai multe lucruri. Auzi, dacă nu înțelegi femeile, nu trebuie să te răzbun pe ele, da? Tu să taci, da? Auzi? Dar cu ce m-am răzbunat eu? Ia hai, gata, las-o așa. Las-o așa. Hai, zi, cu ce m-am răzbunat? Hai, gata. Ce? Nimic, n-ai făcut nimic. Oh, hai, Gica, stai. Că ai muncit mult azi. Mm-hmm. Stai aici. Ce-am făcut? N-ai făcut nimic. Focul, nu? Dă-mă un foc. Hai. Uite, am făcut foc. Că suntem cu toți aici. Ne simțim bine. Nu? Și până la urmă nu l-am făcut eu. L-a făcut Gica. Zi-mă. Da, hai, tot timpul dai vina pe el. Hai, stai jos, Gica. Gata. Ce-ai, mă? Auzi, te rog frumos să stai jos, că-mi stai în cap, da? Sedersi, pronto, hai. Stai jos! Bun, cine vrea ciorbă? Trebuie să așteptăm întâi să o sfințească ca să... Ciorba e sfântă, drag. Ciorba e sfântă? Ciorba e sfântă, așa spune doamna. Ai auzit, mă? Dă piciorul ăla jos. Să vă ia drag cu toți. Cu ciorba voastră și cu tot. Hai, ia ciorbiță. Hai. Hai, mă. Hai, Gica, zi tatăl nostru, hai! Hai, fetiță! Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Gata, Gica, hai, gata! Gata, împărăția! Hai. Amin! Hai, mâncați! Lua vardre! Mangia, mangia!
Ma cos'è la libertà, in fin dei conti? Sei cittadino, vivi sotto lo Stato. O puoi andare al monastero e in quel caso vivi sotto la chiesa. In ogni caso, sei dentro la casa di qualcuno. Puoi soltanto uscire da una ed entrare in un'altra, ma non puoi mai esserne fuori. In qualunque caso, c'è sempre una gerarchia al di sopra di te che devi rispettare. Sì, ma questa non è libertà. Gica! Io ci ascolto, non fi prost. Lasă de la cu ciorba aia. E o iluziune seducente. Ma l'uomo e mai veramente libero? Ca... Băi, Fausto Papeti, veramente pămâta. Hai că v-ați întins la vorbă. Citati. Gata, măi, Florin. Ce-i, mă? Ha? Lasă-mă în pace. Stai. Da una. Termină, Florine. Hai, hai. Gata, hai, e ok, Gica, hai. Tu ce gata. Faci, mă? Bă! Mai ales când sunt niște adevăruri foarte absolute. Metafizica... Așa. A murit. Mm-hmm. Cam pe la sfârșit de secol XIX. Oare mai are rost să ne gredim așa printre concepte? Bă, metafizica. Nu, nu, questa non è metafizica. Taci, dracu, tu din gură. Bă, metafizica. Cosa? Pune-te în genunchi. Florine. Florine. Te pui în genunchi și latri. Hai. Nu. Băi! Te pui în genunchi și latri. Acum. Hai. Latră. Latră, mă! Gata! Latră! Gata, Florine, gata! Mai mult! Mai mult! Băi, gata, măi! Latră! Băi, gata, gata, hai! Gata, treaba, hai, ați mangiare, gata, sus, toată lumea, plecați, strângeți, toată lumea, veniți după mine acum, în momentul ăsta! Hai sus! Paștele mamei voastre de proști. Hai, Gica! Ce vrei, mă? Dă-i cu praf de mers! M-am săturat să te iei de mine! Ieși de aici! Știi ceva? Ieși! Ieși că te pleznesc! Hai să te văd! Ieși, mă! Bă, ești nebun! Dă-te la o parte că te pleznesc! Al dracu tu, cocoș! Da-și dracu! Hai, hai! Fafanculo! Fafanculo pe măta! Andiamo allora! Eu aș cam pleca. Bine! E cam târziu pentru un cetățean așa model ca mine. Voglio andare a culcare. Hai! Ți-am fumat o țigară. Sper să ne mai vedem. Îmi pare rău că am ratat supa. Nu-mi place. Eu sunt cu fructele. Știi care sunt fructele mele preferate? Murele. Dar știi cum îmi plac? Strivite. Ca așa strivite, las o pată de culoare. Și ce mult îmi place culoarea asta. E culoarea mea preferată. Știi ce-mi place mie? Cum ne înțelegem noi din priviri. Cuvintele n-au niciun sens. Sunt ca niște săgeți care oricum nu-și ating ținta, nu? Și atunci... Așa că... Ce sens mai are dacă noi ne placem oricum? Alo, voi ce căutați aici? Scuze! Nu? Scuze. Dar nu o să putem să fim niciodată împreună. Te urăsc atât de tare.
Bă, Dani. Stai. Domnul tocmai avea să ne dea niște detalii în legătură cu unele aspecte. Zi, boss. A ars. Hmm. A luat foc, gen, și a ars. Așa. A ars așa, de nebună. Cum? Cu flăcări mari. Băi, du-te, dracu. Fii atent că am mâncat-o. Bă, Luciane. Stai. Stai. Deci, revenim. Unde erai tu? La înmormântare. Bun. Și era multă lume, party, da? Toată lumea a murit. De foame. Unde e pasărea? A ars. A ars pe moașta, pe gheață. A ars. Jur. Bine, și atunci de ce ai adus asta aici? Dacă pasărea a ars, de ce dracu ai mai adus asta aici? Cușca! Doar așa ca să văd eu că ai adus cușca? Mă, ce-ai? Eu pasărea vreau să vă puiu meu. Stai. Să ne spună mai întâi de ce ai adus cușca. Colivia. Cușca. Că e o cușcă din moment ce privează de libertate. Ce știi tu despre libertate, mă? Că nu mai vreau să aud nimic de ea. Libertate. Ce fac, Luciane? Mă ridic și eu? Vezi dealurile ale? Copaci. Marea. Pământul. Noi oamenii. Imaginează-ți că n-ar. Stai, mă, Luciane, puțin. Zi mai departe. Imaginează-ți că nimic din astea n-ar fi. Și ai plutit așa. Într-un fel de lapte. Abia atunci ai fi liber. Nemărginit, nelimitat, dar nedefinit. Înțelegi? Nici la asta nu m-am gândit până acum. Da? La asta nu te-ai gândit. Dar te-ai gândit să-mi spui că arzi pasăre. Zi. Zi, mă, cum facem? Dați-mi alt job, aduc altceva. Păi nu. N-ai venit cu mâna în cur, nu? Ne-ai adus povești. N-ați fost acolo, serios, nu mai. Așa. Continuă. Ce? N-am fost acolo. Ba, am fost. Deci cum facem? Colivia? Cu cușca. Știi când...
Ai un moment. O amintire plăcută din trecut. Cu o persoană anume și vrei să aduci aminte de momentul ăla, de locul ăla. Așa. Și încerci să retrăiești momentul, să-l aduci la tine, practic. Astea-s metafizici. Măi, dar tu cine te crezi? Zeul focului. Bă. Nu știu cum faci. Nu știu ce faci. Ca și pasă. Și gata, mă, și tu cu aia. Chestii, pentru că nu ai înțeles ideea mea. Pentru că fericirea poate însemna libertate. Kill head.